Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Etalare pentru octombrie 2021. După cum vedeți, din seria oracolelor deja ați primit un sfat. Leadership, conducătorul sau capacitatea voastră de a fi conducători. Asta înseamnă să vă implicați într-o situație, într-o anumită situație, să preluați control. Nu control în sensul de conducerea, mai bine zis, nu control, da? Preluați conducerea și nu doar așa, pur și simplu, din dorința de a controla, ci o încercați să conduceți inspirați de divinitate, de îngerii voștri. Poate că aveți de-a face cu un personaj care are calități de conducători, dar, în general, taurii au aceste calități. În fine, oricum, sunteți într-o situație în care trebuie să vă implicați și să preluați conducerea. Poate trebuie să aveți firma voastră, unii dintre voi. Și știu că a mai fost discuția asta, parcă și luna trecută. Ideea este că în viață facem uneori lucruri pe care n-am sperat vreodată că le vom face și uite așa ne demonstrăm că putem, că avem calități la care nu ne așteptam să le manifestăm, în fine. Taurul a apărut. Taurul care este întreprinzător. Este un personaj care ține de finanțele sale, are un job stabil, un job, dar nu orice fel de job. Regele de monede este profesor universitar, este businessman, este într-adevăr, poate să fie și un bărbat însurat, tradițional, dar în general poate să fie orice, să aibă orice job în care manifestă stabilitate, înțelegere, finanțe, da, contabil, eu știu, șef sau banc, în domeniul băncilor, sunt mai multe posibilități. Evident că nu le pot oferi acum pe toate, dar regele de monede reprezintă un personaj care conduce și conduce viața după reguli bine stabilite. Există o luptă eventuală între voi și altcineva, alt rege, da? Între regele de... Poate sunteți voi în relație cu un personaj combativ, tot rege, că o fi de foc, că n-o fi de foc. Am senzația că totuși acest personaj, încearcă să atace, dar tot ca o tehnică de apărare. E un substrat în stilul acesta de a... Oricum, există o luptă între voi și încă cineva, încă un rege. Și nu vorbesc de bărbat, doi bărbați, poate să fie. Între doi bărbați, poate să fie pentru o femeie, dar nu neapărat. Puteți să fiți voi în energie, asta înseamnă să conduceți, să fiți în energie masculină. Chiar dacă sunteți femei, să fiți în energie masculină și atunci să fiți reprezentate, evident, de rege, nu de regină. Tocmai pentru că sunteți în energie masculină, sunteți active. Energia feminină este altfel, se manifestă altfel, prin compasiune, înțelegere, da? Eventual, da, amândoi sunt conducători, dar să zicem că totuși, dintre toți conducătorii, regele de bâte este cel mai vehement și cel mai pătimaș. Probabil că acest leadership îl asociezi mai mult regelui de bâte, dar aici este, trebuie să... Lăsați în spate pe cineva care v-a păcălit și v-a produs o stagnare în viață, poate chiar și în profesia voastră, v-a păcălit. Acum știți că pot fi contracte în care se stipulează una și se face alta, orice poate fi acest păcălici, da? Nu neapărat sentimental, și profesional. Și în familie, cineva care vă minte, vine, pleacă, da? Există un personaj care v-a jucat un pic pe la spate și v-a produs această încetinire și aparentă stagnare din care a trebuit să învățați ceva. Și una dintre lecții ar fi această importanță de a vă conduce viața, de a fi întreprinzători. Și dacă aveți o teamă, încercați să o depășiți. Da? Trebuie să vă luptați pentru poziția voastră, ca să vă puteți câștiga stabilitatea. Dacă nu știți cum,
Încercați și vă consiliați cu altcineva. Iată, regele de monede poate să fie și un consilier financiar, cineva care vă învață cum să vă depuneți banii, unde să investiți, da? Ce să faceți în vremuri speciale. Mai ales dacă vreți să vă deschideți ceva, să fiți întreprinzători creativi. Și nu luați în desconsiderare acest sfat, pentru că mi-aduc aminte că am vorbit despre treaba asta mai mult în luna trecută. Probabil că cineva trebuie să învețe și acest lucru. Și o spun din experiență, nici eu n-am crezut că pot să am business-ul meu. A, da, că am visat, că mi-ar fi plăcut, dar nu mă vedeam în stare până nu mi-am citit prima oară harta natală și am văzut că am un potențial neexplorat, neexersat. Și de atunci, în niște foarte mulți ani, am reușit să îmi dezvolt calitățile de care aveam nevoie. Hai să vedem, am amestecat cărțile, hai să vedem acum să le și taie. Soare, lună, Venus, ascendentul din Nord în Taur. Central, ia uite, 4 de monede. Țineți la bani, dar ideea e nu doar să țineți. Nu doar să fiți precauți, nu doar să țineți la ce ați învățat. E o carte destul de strictă. Ideea este să fiți undeva mai sus. Nu să stați cu frică că vă pierdeți banii. Da, e criză, într-adevăr, vine o criză teribilă, cum n-a cunoscut omenirea. Trebuie să țineți la ce aveți. Și în sufletul vostru la oameni, dar nu doar la bani, da? Asta pentru că asta înseamnă cartea. Poate că țineți la cineva care este mai strict. Iar, e posibil. Dar trecând peste toate celelalte mesaje, cel mai important este să depășiți această formulă de 4 ca să ajungeți în linia 1. Într-o formă sau alta, acest 4 de monede evocă oarecare frică. Frica de a-și conduce viața, da? 3 de cupe. Provocarea este 3 de cupe. Să vă bucurați de viață, de prieten, eventual de un suflet pereche. O să vedem cum se mai dezvoltă această cruce. Dar să nu stați cu frica zilei de mâine, bucurați-vă de acest prezent. Mulțumesc de mesaj. În trecutul îndepărtat aveți valetul de monede. Dorința de a construi ceva. Poate e un copil. Poate e un copil și poate de la acest copil învățați să vă bucurați de viață, de prietenie, de copilărie. 3 de cupe îmi sună foarte copilăros. Da? Copilul acesta vă provoacă să mai ieșiți în lume, să vă mai întâlniți cu prietenii, că poate unii dintre voi ați fi prea stricți. Pentru unii poate a fost un triunghi amoros. Unul a fost mai strict, altul a fost mai prea obsedat de distracții și aveți un copil la mijloc care necesită o anumită atenție. Hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin. 6 de cupe. 6 de cupe sună împăcare. Poate cineva încerca să se împace cu voi. Pentru unii. Pentru alții, în trecut îndepărtat ați cunoscut, dar n-ați dezvoltat o relație cu un semn de pământ, alt semn de pământ. În trecutul îndepărtat, în trecutul apropiat a venit un personaj, să zic semn de apă, dar n-aș zice semn de pământ, semn de apă, deși este posibil să fie, ci un personaj mai pragmatic a fost în trecut. Și acum, în ultima vreme, apare un personaj mai sentimental față de care poate chiar din copilărie sau din tinerețe ați cunoscut, sau un personaj față de care simțiți multă prietenie și empatie și telepatie. Ce e, Merlin? Meli nu prea știe ce să facă. În viitor aveți turnul. Și în prezent aveți lumea. Trebuie să încheiați un capitol, clar. Și se va încheia. Că vă place, că nu vă place, dacă nu încheiați voi, îl va încheia divinitatea. Printr-un eveniment răstet neprevăzut. De azi zic, e bine să nu țineți. Trebuie să fiți un pic mai flexibili, pentru că vin evenimente neașteptate. Este Uranus deja în casa voastră de câțiva ani de zile, da? De ceva timp nici nu mai știu, că uneori și eu uit anul în care suntem, e dreptul meu. Și pentru alții această lume să reprezintă o relație la distanță, peste o hotare, o să și clarific, care poate să fie zdruncinată de niște evenimente care țin de finanțe, evident,
Și nu doar. Hai să vedem. Sfatul este valetul de bâte. Dacă aveți un copil, fiți creativ cu ei, preluați comanda, aveți grijă să nu cumva să se joace prea mult și să nu își mai facă lecțiile. Acum, valetul de bâte. Inițiați. Aici este inițiați pentru că avem totul sfatul, aveți să preluați conducerea. Ca să ajungeți rege de bâte, eventual rege de monede, trebuie să inițiați. Și valeții inițiază. Să aveți o idee și să o puneți în practică. Poate că ați mai încercat să puneți în practică, dar probabil că trebuie ceva inovator, ceva original ca să meargă treburile. Dacă vreți să deschideți ceva totuși, va trebui să gândiți ce vreți voi să faceți din perspectiva aceasta a lumii, a lumii noi și a lumii vechi. Cu alte cuvinte, să vă orientați spre o activitate mai degrabă online, da? Decât angajați sau, eu știu, în ce job strict. Asta e un sfat. Acum, evident că poate să fie și un mesaj. Valetul de bâte reprezintă un mesaj. Comunicați cu cineva despre ideile voastre. Comunicați cu cineva. E vorba de o comunicare. Poate cineva vrea să comunice cu voi, iar este totuși un sfat. Și trebuie să luăm în considerare. Și dacă cineva vrea să comunice cu voi, ascultați-i. Adică fiți deschiși, nu fiți închiși. Patru de monede este o persoană închisă. Interesant. Primul as. Asul de spade, influență exterioară. Vine cineva cu o idee. Cineva începe. Ori auziți de cineva că începe ceva nou și poate acest personaj să vă inspire, dar fiind comunicare, ar putea să fie o comunicare la distanță, online, care va aduce idei, va aduce o posibilitate să începeți ceva. Dar ca să începeți ceva, trebuie să încheiați o construcție, o realizare, o situație veche. Vedem. În poziția fricilor, alt valet. Valetul de cupe. Aici probabil să fie personajul care, dacă ați avut de-a face cu un personaj foarte jucăuș, să fie imaturitatea acelui personaj. Dacă e copilul vostru, repet, imatur, trebuie să preluați comanda și să impuneți niște reguli. Vedem ce poate să însemne. Ce vă doriți judecata? Să renașteți. Eventual simțiți, intuiți că ceva se dărâmă, se transformă în viața voastră, a multora, și vreți să renașteți, să judecați corect lucrurile. Și pentru asta s-ar putea să vă ajute acest as de spade. Personajul care este mai logic, da? Eventual începutul care poate să se manifeste de undeva. O să clarificăm ce înseamnă acest as de spade. Ce reușiți să faceți, faeton? Să mergeți, să călătoriți, poate vă luați mașină, poate conduceți în stânga, în dreapta, poate este un rac, că tot am văzut cupe, viața unora. Dar, trecând peste toate aceste mici mesaje, faeton înseamnă că luați o decizie, la care cred că participă acest as de spade. O decizie importantă, cum să mergeți către destinul vostru, pentru că faetonul merge către stea. Cum să renașteți eventual? Ia uite, iar călătorie. Două cărți care reprezintă, ba nu, și cu lumea trei cărți care reprezintă călătoria. Justiția. Justiția reprezintă niște chestiuni egale. Dar mare grijă să nu fie vorba de un divorț cu justiția, lumea și turnul în viețile unora, pentru că vă apasă ceva. Responsabilități, griji, un stres vă apasă și vă doriți, totuși, să vă bucurați. Aici e Venus, puteți să fiți și voi, poate să fie și Fecioară și orice altă zodie, da? Dar vreți să fiți independenți sau să creșteți, pentru că nouă reprezintă creștere. Spirituală, materială, emoțională, intelectuală. Aș vrea să las așa, doar pe acestea. Interesant, am văzut regele de bâte mai devreme. Acum apare regina de bâte. În spate, asul de monede.
3 de monede. 7, 7, eremit, îndrăgostiți. V-ați îndrăgostit de cineva, dar de o fecioară eventual, dar ați simțit că comunicarea cu acea fecioară, deși nu obligatorii, pentru unii comunicarea cu fecioara să nu fi fost tocmai pe gustul vostru. Între timp a mai apărut un alt personaj cu care colaborați, cu care ați încerca să manifestați o relație nouă la care visați. Visați pentru că vă simțiți plin de pasiune față de acest personaj. Nu zic musai semn de apă, dar cineva care, am zis, vă emoționează. Celălalt era prea pământean și pământ cu pământ uneori, chiar dacă în astrologie zice că se spune că este bine, dacă e prea mult și pământ și prea puțină apă, și nu vorbesc de zodii, scuzați-mă, nu vorbesc de zodii, vorbesc de elemente, da? Aveți nevoie de emoții, aveți nevoie și de foc și de aer, de toate, ca să manifestăm armonie într-o relație. Hai să și clarific pentru tăuraș și tăurițe. Clarificăm acest 4 de monede pentru taur, vă rog frumos, o dată. Cu 2. Cu 3. 2 de cupe. E un suflet pereche la care țineți foarte mult, da? E un suflet pereche. Provocarea este să manifestați întâlnirea, că văd aici trei cărți care reprezintă călătorie, întâlnirea, eventuală, da, întâlnirea cu ei. Trebuie să aveți răbdare. Clarificăm 3 de cupe. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Asul de spade. Dar a venit invers, interesant. Asul de spade și 3 de cupe. Poate unii dintre voi țineți ascuns această bucurie. Pentru alții cu 3 de cupe și asul de spade simt că oricineva își ascunde ceva, bucuria, relația ascunde ceva. Ascunde un început. Din ce motive? Clarificăm valetul de monede. De 2 ori, de 3 ori. 3 de cupe. Aici este. Prietenia aceasta, 3 de cupe. O întâlnire. Asta înseamnă întâlnirea, un telefon în care se stabilește o întâlnire cu cineva. Probabil că a fost mai, nu știu, așa simt nevoia, așa simt, că a fost mai secretoasă. Și a trebuit să vă feriți, dacă văd luna, a trebuit să vă feriți de invidia cuiva. 5 de spade. Dar la această întâlnire s-a declanșat o poveste de dragoste. Clarificăm 6 de cupe, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Te îndrăgostiți? Aici este un suflet pereche de care v-ați îndrăgostit în ultima vreme? Cu care puteți să fiți vulnerabili? E frumos. Până acum arată frumos. Dar haideți să vedem care e ideea. Clarificăm lumea o dată, de 2 ori, de 3 ori. 3 de bâte. Iar 3 de bâte care apare. Ia. Da? 3 de bâte. Lumea și 3 de bute. O situație la drum. Am senzația că au fost două persoane pentru unii, da? Poate această persoană despre care am zis mai devreme, că ar fi putut să fie un alt semn de pământ sau tot așa, ați început o relație, dar v-ați dat o întâlnire, ați început o relație, dar... Sau poate e un proiect, da?
Personajul acesta, pentru că apare asul de spade invers peste 3 de cupe, personajul acesta mai avea încă o altă persoană, încă o altă activitate, ceva, un alt interes. 3 de cupe. Cu alte cuvinte, a fost într-un trio, acest personaj din trecut. Acum, din trecutul apropiat, cărțile arată deocamdată, au arătat bine, îndrăgostiții și 6 de cupe. În prezent am zis că 3 de băte reprezintă și lumea o relație la distanță, vă pune în așteptare, în speranță. Mai dăm o carte pentru acest prezent. O dată. De două ori. De trei ori. Multe emoții. Din cauza emoțiilor pe care le simțiți, este semn de apă pentru unii, dar nu obligatoriu, sau din cauza emoțiilor pe care le simțiți în această relație față de acest personaj care este la distanță, intrați oarecum în așteptare. Și problema este, manifestați această nouă lume sau o încheiați? Ce faceți? Adică trebuie stabilită treaba. Da, aveți și îndrăgostiți, trebuie să alegeți. Ce faceți? Manifestați sau nu? Oprește-te, Mora, te rog frumos. Mora? Nu încoa. La capătul setului de cărți aveți asul de monede. Aici este, da? Trebuie să manifestați ceva. Nu puteți să stați așa tot timpul într-o plimbare și într-o comunicare, da? Chiar dacă sunt emoții. Valetul de băte. Odată. Opa! Tai Chi-ul. Interesant. E o energie specială între voi și cineva și o atracție. Atracție, energie, o energie care se completează, unul e mai pasional, celălalt e mai pământean, mai rece, eventual. Mai dăm o carte. Odată. De două ori, de trei ori. 9 de cupe. Asta e. Mai. Mergeți, comunicați, până la urmă ăsta e sfatul, comunicați, stați în energia celor care vă aduc bucurie. Pentru că ați trecut prin niște situații și e Uranusul ăsta care vă trece prin multe situații. Deci aici este sfatul. Eventual, poate un copil va aduce o bucurie. Interesant, poate îl dați pe copil să facă, să practice arte marțiale. Dacă aveți un băiat, un băiat, un băiețel, dacă aveți un băiețel, un băiat, așa, încercați care e mai emoțional, totuși, sau nu-și echilibrează energia emoțională. Interesant că aici este apă și foc, da? Și aici apare apă și foc. Un personaj este un copil. Dacă aveți un copil, încercați să-l dați la arte marțiale. Un mesaj pentru unii dintre voi. Știu că nu o să vă mirați, dar așa vine mesajul. Probabil că este pentru cineva. Încercați și dați-vă copilul la arte marțiale. Ca să învețe să se echilibreze, să se centreze. Pentru care tendința să fie în exces. Apă, foc, apă, foc. Dacă sunteți voi împreună cu cineva, încercați să vă găsiți echilibru energetic pentru că aveți pasiune și emoții și totuși nu este suficient, repet, trebuie să vă găsiți echilibru, să vă centrați și să manifestați acea realizare, astfel de monede pe care l-am văzut mai devreme. Clarificăm asul de spade odată, influență exterioară. De două ori, de trei ori. Patru de băte, interesant. Probabil că de la cineva de acasă. A, interesant pentru unii. Cineva din preajma voastră își ia o casă nouă, își închiriază o nouă casă, are un început acasă. Ori aveți o rudă, ori pe cineva care începe ceva nou acasă. Casa și începutul. Că e cumpărare, nu cred că e vânzare, că e cumpărare de apartament sau închiriere. Acum, cineva de acasă, trecând peste asta cu apartamentul, și vă inspiră eventual să fiți și voi independenți, cum am văzut mai devreme.
că am văzut 9 de monede. Cineva de acasă vă spune ceva, vă ajută să găsiți înțelegere într-o situație, să căpătați. Să aveți o victorie. 4 de bâte. 4 de bâte. Ia uite, să fiți independenți. Interesant. Să fiți independenți. Independente. Să renunțați, am văzut 10 de bâte și 9 de monede, exact mai devreme, dați în urmă, în alte cărți, da? Să renunțați la consumul de energie și să fiți independente sau independenți. Mai dăm o carte, totuși, o dată. Și acest 4 de bâte. Și azi de spate, de 2 ori și de 3 ori. Foc. Foc. Aici este. Vă inspiră, focul inspiră, da? Vă inspiră să ardeți un trecut, pentru că știu ce reprezintă acest, da? Să ardeți un trecut, niște gânduri și să. Aici este iar inspirație. Amândouă și valetul de bâte și asul de spade reprezintă inspirație. Vă inspiră cineva de acasă. Sau cineva vă inspiră să creați ceva acasă. Eventual o afacere acasă. Da? Vedeți? Nu dați cu piciorul această oportunitate. Doi de monede, trebuie să vă echilibrați, ia uite, să comunicați despre acest început. Vedeți cărțile cum le văd și eu, ar fi bine. Acum, pentru unii poate să fie cineva, nu neapărat semn de aer, orice alt semn, cineva care își dorește un început cu voi, să zic și altă variantă, își dorește să fie într-o relație, într-o prietenie cu voi, pentru că simte multă pasiune. Am dat și mesajul acesta. Bucurați-vă de el, cei care vreți să vă bucurați de el. Clarificăm valetul de cupe. Uf! Ce repede a venit. 10 de cupe. Probabil vă este teamă. Dacă sunteți căsătoriți și aveți un copil, vă este teamă. Pentru că 10 de cupe înseamnă și o călătorie, o căsătorie. Vă este teamă că ceva nu o să se realizeze. Poate că unul dintre voi este căsătorit și are un copil și din cauza asta simțiți o oarecare reținere, 4 de monede. Oarecare reținere în sufletul vostru pereche, da? Unul dintre voi este căsătorit cu un copil. Eventual, dragii mei, posibil că unii dintre voi așteptați niște scuze care vă pot aduce fericirea și împlinirea în cuplu, care nu vin, vă este teamă că nu vin, sau. De ce în poziția fricilor acest copil și această bucurie? Nu știu de ce. Poate unii își doresc un copil și vă este teamă că nu veți avea un copil sau nu veți putea manifesta această dorință. Destul de ciudat. E roata norocului, o schimbare de energie și de destin. Nu prea înțeleg. Chiar nu înțeleg de ce aceste cărți atât de pozitive ar putea să fie în poziția fricilor. Aș vrea să-mi explicați voi de ce. Ar putea să fie teamă că nu veți avea o familie fericită și nu veți avea un copil, din niște motive. Da, interesant, am zis că cineva de acasă, probabil că cineva cu marcaj în semn de foc, vă ajută acasă să manifestați ceva nou. Părinte, poate să fie un părinte în semn de foc pentru unii dintre voi, mamă, tată, sau frate, sau soră, sau rude, da? Care vă ajută să manifestați ceva nou. Să vă găsiți această independență. Dar lucrând la această independență, probabil că trebuie să mai amânați acest valet, ideea de a avea un copil, de a fi căsătoriți, căsătorite și aici este teama unora, nu a tuturor. Altora, repet, este un personaj căsătorit cu copil de care vă e teamă, poate este fostul soț, fosta soție. Dar sunt cărți foarte pozitive într-o poziție a fricilor. Clarificăm judecata ce vă doriți odată, de două ori, de trei ori. Doi de monede. Și s-a terminat la faeton. Faetonul pe care îl vedem ca și rezultat, da? Totuși veți alege. Aici este. Veți alege să renașteți. Doi de monede stă într-un. Uite, și ce îmi place la această carte, că nu întâmplător am pus, acest e un as de monede, da? Este un cerc.
Este un as de monede. Trebuie să manifestați un început, dar trebuie să alegeți. La ce renunțați? În ce vă implicați? Chiar dacă nu vreți să începeți, eu zic că totuși e bine să nu dați cu piciorul această informație. S-ar putea să vă prindă bine în criza care vine, să vă prindă bine această informație și la care trebuie să meditați. Acum, doi de monede, judecată. Ia uite, faetonul și steaua. Să vă împliniți destinul. Trebuie să vă împliniți destinul altfel decât ați crezut că vă e de fapt destinul. Clarificăm totuși doi de monede odată. De două ori, de trei ori, ia uite, șapte de cupe. Aici este întrevisare, între visuri, opțiuni, ia uite, aveți multe opțiuni prin care puteți să renașteți. Trebuie să le gândiți, să le cântăriți bine. Fiți atenți că vine luna nouă în balanță, balanța care cântărește, gândește asul de spade aici, în poziția influenților. Comunicați cu cineva. Că aveți mulți valeți, comunicați cu cineva. Încercați să visați la această renaștere ca să se manifeste, că dacă nu îndrăzniți să visați, nu se va întâmpla niciodată. Face parte din legea manifestărilor. Interesant că aici, în aceste de cărți, în loc de diavol, am pus pe Lilith. Lilith, care este un personaj feminin destul de controversat, dar care este independent din multe puncte de vedere, inclusiv financiar și sentimental și spiritual. Da? Clarificăm turnul viitor. O dată. De două ori. De trei ori. Integrare. Aici este interesant. Se dărâmă o structură, că este a societății în care, sau a culturii în care trăiți, în care trăim, că de fapt se dărâmă totul, nu doar pentru voi, pentru toți, da? Turnul Babel se dărâmă. Trebuie să integrați experiențele vechi în reconstrucția viitoare. Din acest motiv aveți această judecată și cântărire în poziția dorințelor. Aveți opțiuni, șapte de cupe, asta înseamnă nu doar visare, dar înseamnă și opțiuni. Vedeți care este cea mai bună, care vă permite o renaștere și vă zic, este să vă conduceți viața, dragii mei, chiar dacă aveți o reținere. Toți putem să facem acest lucru. Dacă depășim acest patru de monede, ieșirea din tradiții, din restricții, din tipare, și aveți un suflet pereche, că nu neapărat să fie suflet iubit, iubită, poate să fie un părinte, poate să fie un coleg, un prieten, o prietenă care vă susține. E o colaborare și la care ar fi bine să țineți, pentru că este valoroasă, așa simt. Aici este. S-a oprit la viziune. Trebuie să aveți viziune despre viitorul vostru. Trebuie să aveți o viziune ca să se manifeste, dragii mei. Vorbesc pentru cine are urechi de auzit. În continuare, am zis, puteți să lucrați de acasă. Faetonul reprezintă totuși racul, racul reprezintă casă. Chiar dacă aveți acum niște drumuri de făcut pentru niște legalități, mai ales dacă e vorba de, eu știu, de a vă separa de o structură veche, să zic așa, că dacă zic chiar de business, zice, nu mă înțelegeți, de un job vechi, ca să manifestați un job nou în care sunteți voi șefii voștri. Trebuie să îndrăzniți. Evident că poate să fie vorba și de un... pentru cineva un rac la distanță care își dorește ceva oficial, ar fi frumos, dar nu vreau să dau speranțe totuși de șarte, pentru că aici sunt iluziile. Aici vă este teamă și vouă de iluzii, da? 10 de cupe în poziția fricilor. Vă e teamă să nu cumva să fiți imaturi emoțional voi ei și să vă aruncați într-o iluzie, că ați mai fost voi decepționați de-a lungul timpului. Clarificăm totuși faetonul. Dată. De două ori. De trei ori. 10 de spade. Aici este. Să vă eliberați de griji, de trădări, că toți am manifestat trădări în viață. Da?
și să mergeți către destinul vostru, pentru că ați suferit tocmai pentru că n-ați fost în destinul vostru și ați suferit tocmai ca să fiți învățați, să ieșiți victorioși. Trebuie să ieșiți victorioși în această situație. Uite, alegeți, vă plănuiți, alt drum, ascultați vocea interioară. Transformarea asta, da, moartea asta se întâmplă de mai mult timp în viețile multora și multor tauri. Clarificăm trei de multe odată. Doi. Poate ar trebui să vă luați mașină unii care nu aveți. Ia uite, vulnerabilitate. Da, e o perioadă de vulnerabilitate în momentul în care construcția veche se dărâmă. Dar trebuie să vă păstrați speranța, încrederea că va fi bine și pentru voi, dar trebuie să vă implicați și practic, repet. Șase de spade, lăsați în urmă grijile. Da, de, ia uite, amândouă reprezintă detașări mentale și emoționale. De cineva care v-a, ia uite, magicianul și doliu, de cineva care v-a manipulat. Eu știu sigur că vorbesc pentru cineva, cel puțin o persoană, da? Din toți care sunteți, dar din câteva mii de oameni, eu sper, măcar o serie să înțeleagă mesajele pe care le transmit, pentru că sunt foarte importante. Nu căutăm să venim, eu cel puțin nu caut să vin cu dulcegării. Dacă așa simt să vă transmit, înseamnă că aveți ceva, măi, e Uranus, măi, în casa voastră aveți ceva important de transformat. Clarifică în justiție. Oh, nici n-am mai așteptat. Ia uite, 5 de cupe. Probabil cu 5 de cupe regretele și justiția să fie un divorț în viața unora, da? Un divorț, o separare, o încheiere de contract cu lacrimi. Poate să fie și contract la locul de muncă, da? Se încheie un contract. Simțiți că sunteți presați de societate, de eu știu, șefi? Și trebuie să încheiați. Cu lacrima asta încheiați și de atunci trebuie să vă asigurați spatele, dragii mei. Și știu ce zic. Și aș vrea să înțelegeți și voi, unii dintre voi. Mai dăm o carte pentru această justiție. Nici nu mai așteaptă, măi, deci vrea să zică. Ce vrea să zică? Regele de spade. Pentru unii... Hai să mai zic și mesajul ăsta. Posibil cineva cu marcaj în semn de aer. Marcaj. Nu e obligatoriu să fie zodie, poate să fie zodie, dar să zic marcaj. Da? Să fi fost nedrept. Da? Justiția și lacrimile arată o nedreptate. Și atunci înseamnă că acest personaj a avut o familie sau a avut o altă pasiune pe lângă casă și atunci încă vă mai influențează, să zicem. În acest motiv, iluziile pe care vi le-ați făcut să vă afecteze, să vă fie teamă unul cumva să mai manifestați iluzii pierdute și în viitor. A fost un mesaj. Acum altul. Acum altul. Fiți voi înțelepți. Regele de spade este unul dintre cei mai înțelepți. A treia energie masculină, al treilea nu bărbat, rege pe care îl văd în această etalare. Am început cu monede, cu foc și acum apare regele de spade. Fiți, asta este, fiți un pic analitici ca să depășiți decepțiile anterioare și să manifestați dreptate în viața, în prezent și în viitor. Și în contractele pe care urmează să le semnați, în ce veți mai crea de acum încolo. Acum mai simt un alt mesaj, o să fie pentru câțiva dintre voi, nu pentru toată lumea. Dacă aveți de-a face cu un semn de aer sau cu marcaj puternic în semn de aer, asta înseamnă să le știți ascendentul luna, posibil acest personaj să aibă o tendință de a cuceri, tocmai pentru că în spate are o apăsare 10 de bâte. Are un
o energie ori prea multă energie, ori are o apăsare și se consumă în această tendință de a cuceri. Acum e un mesaj pentru unii, nu pentru toată lumea, vă rog, pentru, eu știu, 2-3, cât o să fie. Interesant că acum s-a oprit tot la regina de bâte și aici tot la regina de bâte, da? Interesant. Acolo, în spate, există, aici în spate, la regina de bâte, există, adică un personaj creativ, pasional, puteți să fiți voi oricând, dacă vreți să fiți, da? În spatele acestui personaj este, am zis, un consum de energie, o relație apăsătoare, un job apăsător, da? Un job apăsător. Și în acest motiv, dacă sunteți într-un job apăsător, trebuie să fiți creativi, dragii mei, ca să vă reconstruiți. Uite, 7 de cupe a apărut și mai devreme, da? Ia uite la aici. Să vă reconstruiți. Ia uitați, aici un turn, dragii mei, vedeți cărțile, cum trebuie să le vedeți, nu în iluzii. Da? Criză, societatea se dărâmă, trebuie măcar să ne reconstruim pe pământul nostru, în zona noastră personală, da? Nevoia de a vă reconstrui viața și de a începe ceva nou. Dar pentru asta iar aveți regina de bâte, am mai văzut și regele de bâte, valetul de bâte, trebuie să fiți creativi. Da. În principiu, zic că am vorbit destul de mult. Eu sper să înțelegeți. Eu am înțeles mesajele, sper să le înțelegeți și voi. Și dacă cineva a fost nedrept, înțelegeți. Și fiți și voi. Nu nedrept cu ei. Nu. Fiți drepți. Dar păstrați, integrați experiența. Integrați experiența trecutului, dar nu în sensul că o manifestați față de ei sau față de următorii, ci dimpotrivă, veți fi poate mai corecți ca înainte, ca oricând, tocmai pentru că ați fost dezamăgiți de cineva. Regele de spade și justiția poate să reprezintă un avocat. Poate și un doctor, justiția nu, dar un avocat clar, cu 5 de cupe. În niște chestiuni. Și regele de spade ar fi foarte frumos dacă aveți niște probleme în justiție sau cu contracte, cu legalități, să fiți voi extrem de atenți cum vorbiți, ce scrieți. Și aici vă ajută cineva, cineva vă influențează de acasă sau într-o casă, un personaj. Foc și aer, da? Ori vă ajută, vă susține, vă inspiră să vă creați ceva acasă, să nu mai plătiți chirii pe cine știe ce spații, da? Mai. Viața nu e chiar atât de roz cum am vrea uneori să credem, că doar aveți în poziția fricilor iluziile. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine. Pa, pa!